Minus 403 x2 minus A plus 250 este egal cu, hai să vedem noi ce, voi vă gândiți cam cum o să puteți face și o să vă dau rezultatul. Da? Așa. Profesor, eu deja știu cum vreau să fac. Cum trebuie să fac. Și trebuie și dumneavoastră să ne dați rezultatul ca să fie șmecher. Așa să facem. Voi, dacă așa. Ce-i mă cu bine, dacă așa. Păi, domn profesor. Așa. 182. Da. Hai, lucrați, lucrați. Șterziți aia de pe tablă. Da, știu. Davide, vrem matematic, nu la ghici. Da, era cu la ghici. Nici la ghici, acum nu o să mai reușești. Nu mai reușești, da. Da. Bun, așa cum încep. Zi, dacă știi și ușor, zi, hai. Uite, vorbește tu, tu la manșă, cum zice domn profesor. Da, da. Pot? Adunări și scăderi, știți să faceți? Ha, ia zi, zi, Daria, ia, sau Casandra. Puteam să facem 374 minus 432, da, care ne-a dat 142 și atunci ar fi 142 minus 142. Cât ar da? Din 374 scăzut 43. A, dar nu se poate, Casandra, cum să facem? Da, se poate. Nu se poate. Atunci știu cum facem. Ba da, se poate. Zi, facem 43 minus 374. 374 minus 432 minus A ar fi... Ar fi... Nu e ușor. 432 minus 374. Cât? Cum 432 minus 374? Facem invers, a? Da. Păi dar cum să faci invers, mă? Păi mult. Cine îți dă voie, mă? Cine îți dă voie dacă l-am invers? Mersul invers. Mersul invers. Mersul invers e bun? Cum? Mersul invers. Păi ce mersul invers? Păi ce zici, domnul profesor? Care sunt prieteni, ce trebuie să faceți cu ei? Trebuie să inversăm! Adică, deci, schimbăm pe... Fii atent, David, de ce șmecheria? Ia, fiți atenți! Acum, Daria! 432, schimbăm cu A. Fiindcă s-a întâmplat nenorocirea asta. Așa. Și prima operație aici nu putem face. Suntem foarte triști. Da. Și atunci ne uităm până la capăt și vedem odată unul cu plus, care e stare să-l ajute pe ăsta, care tot cu plus. Care tot cu plus. El nu i-am pus plusul, că nu se mai dea cu cineva în față. Atenție, Daniel, te învață ceva și mecheresc, domnul profesor. E foarte tare ce vă spun. Deci la scăderea asta nu mă pot descurca. Asta dacă îți dă la un test, foarte mulți copii greșesc. Corect, mai am nevoie de un ajutor. Și cine îl ajută? Ăsta care stă aici și așa. Și să aducem unde el. Îl punem acolo. Păi da, ia uitați că simbăm ordinea. Plus 250, da? Hai văzut, David, minus 432, minus A, și atunci poți să-l faci. Asta era. Și așa faci 374. El sunt mic aici, am căutat un ajutor pe tot traseul. L-am găsit, dacă era și încă nu se rezolva, mă căutam un alt ajutor. Hai căutam un ajutor, corect. Și aducem toate ajutoarele. Vedem la un loc cât fac și până mă conte treaba. Adică întâi și aduce. Dar încet un pic, întâi îi pune pe cei cu plus, îi aducem în față, îi grupăm în față. Da, ca și după aceea, păi vezi măi, Davide, măi. Domn profesor, și atunci ar fi 374 plus 250, care ne dă 624. 600... 24. 624, sigur? Da. 24. Da. Da, da. Minus 432. Minus A. Și facem 624 minus 432 și 4 minus 22. Acum se poate face scăderea. Da. Zicem 2 din 2, 2. 3 din cât? Cine 292 minus A. 9. 100 cât? 192 minus A. Care este egal cu 182. Și atunci A va fi egal cu 192 minus 182. Și A va fi egal cu... Daria. 10. Așa. Daria, un pic mai potolită și mai... Aici. Da? Deci e egal cu 10. Bravo. E altceva.
e noutate absolută acum când ați descoperit, când scăderea asta nu se, se poate. Poate, ne mai tot ducem până la capătul ieșiților, mai căutăm ajutoare, comasăm totul într-o singură parte și punem că de lucru. Ia să văd cum faci asta. Deci ne-a plăcut domnul profesor asta. Să facem da. Ne-a plăcut. Da, asta da. Să căutăm ajutoare, mi se pare așa o idee genială. Da, căutăm ajutoare. Ce frumos vă zice domnul profesor, căutăm ajutoare. Băi, îl întărim pe 374. Adică mai vine din David și Daria. Da, mai e mic e acolo. Dar vine Daria. Puteți doi, domn profesor. Așa. Puterea crește. Da. 29 minus 47. Iar e. Minus A, plus 95, minus 100. Ia omorât! Plus 200, 215. Egal cu? Egal cu. Domnule, ești urcat, ești urcat. Stai să punem egalul. Nu contează, da. Nu mai contează. Cine a făcut aici nu mai contează. Sima. De pe 100 și pe 215 îi mutăm în față. Pe 100? Da. Pe 100. Pe 100? 100 ce semn are? Plus. Minus. Dar la mine de ajutor. Apoi pe 95 și pe 215 ducem în față. Ducem în față, 29. Deci 29 plus cât? 95. Plus 100. Nu, plus 250. Așa. Și acum minus. 47. Minus 100. Minus 100. Egal cu. O să vedem cu cine e egal. Dar lucrăm. Lucrăm. Contează mai metodă. Ideea și-l punem la rezultat. E genială. Da. Punem la rezultat la sfârșit. Cu ajutorul ăsta, mi se pare... Deci a venit și Daria și Casandra acolo. Da. La ajutorul 29. Ia să vedem cât fac Ami și Dotar. Ia să vedem, Davide. 5 cu 5. 10, 19. 19. Cine a dat dați rezultatul doar? Lasă că îl dăm acum. Îl punem acolo. 3. 3. Deci... Deci eu fac 9 la unități. 9 la unități. Am făcut, domn profesor, ne-am trebuit rezultatul ca să te ajute. Ăla e rezultatul. 9. Care? Care ți-l dat? 9, 13. Deci 13. Și cu 1 să te țin. Da, și rezultatul. 12. 3. 3 și 3 în față. 3, 3, 9. 3, 3, 9. Da, da, da. 3, 3, 9, minus... Cum facem în continuare? 47. 7, minus 100. Minus 100. Minus 100, o ajută, David. 100, domn profesor, că frați. Însă ăștia se sunt prieteni. Frați. Pe minus 100 până aici, da? Da. Așa, mă. Minus 100, minus A, v-a zis? Adică cu tot cu schelul, da, schimb între ei, da? Deci minus 100, minus A. Și, domn profesor, mai ușor facem 339, minus 100. După aia minus 47. Da, la sigur că da. Sigur că da. Și e și mai ușor. Da, deci vine 200 câte zi? 239 minus 47. Nu era. Dar e 139. Păi și minus 100 care zis tu? Da? 239 minus 47. Minus A. Egal cu. Minus A este egal cu. Hai să facem scăderea asta. Este 7, egal. 2. 2. Împrumutăm, 10, 4. 9, 10 minus 4, 4. 6, 9. 4 a, din 12. 192. 192 minus A. Minus egal cu 100, a, pur și rezultat. Egal cu 182. Ok, nu ați acolo ca să... Ce, noi, mă facem 192 minus 180? Nu, acolo, mai sus. E bine? 239 e bine? Vai bun. Hai să vedem. Pentru că a făcut minus 100, Casandra. 7. Da, scuze. A scăzut 100. Domnul profesor, și ne facem 100, a egal cu 192 minus 182, care ne dă 10. Da. Egal cu 10. Copii, acasă, faceți acest joc. Da. Faceți 5 egheșiții, da. 5 egheșiții. Temă. Da, temă. Pentru mâine. Da. 5 egheșiții de acestea, nu puneți egalul la sfârșit. Haideți să vă spun. Șmecherie este asta. Deci nu spuneți egalul la sfârșit, egal. Și la sfârșit când vă vine chestia asta, puneți repede un rezultat ca să compuneți voi egheșițile astea. Deci e important să înțelegeți mecanismul ăsta de joc așa. Nu se poate, ar du toate ajutoarele în prima parte, las pe ce la sfârșit. Fac ca tu scăderea din cel mare și mă duc așa ușor. Acum am înțeles chestiunea. Da. Da, mă, că să nu mai greșim, mă, de facem de toată baftea, mă,
Nu se poate. Așa că ne prețează astea, văd că au venit casa. Cât e chiar? Cât e chiar acum așa? E fără 10. Mai avem, mai avem noi, nu? Mai avem așa, așa. Le tragi mai aici. Mai facem unul la institut nou, că e păcat. Toți lucrăm. Lucrați fiecare independent. Continuăm. Creăm un noi. Așa, acasă creiți. Acum vă dau eu. 17 minus 19 plus 23 minus 47 plus 59 minus 60 plus 100 minus A. Doamne, domn profesor, dar ce? Pot să-mi rezolvi, domn profesor, că știu. Și eu. M-am gândit la ceva, dacă mă lăsați. Lasă, lasă-te, lasă-te, mai gândește. Dar da, m-am gândit? Și eu. M-am gândit foarte bine, ai casa. Păi, lăsați-o și pe casa. Păi, dar nu... Lăsați-o și pe casa. Păi, să adăugăm. Păi, 17 plus 59 plus 100. Asta facem. 17 plus 5. Plus 23. A, plus 23, scuze. Da, plus 59. Plus 100. Deci toate ajutoarele, adunăm tot ce avem cu plus, nu? La clasicul lor. Și minus, minus 19. Minus 47. Minus 60. Minus A. Egal cu... O să vedem ce rezultat dăm. Ok, și facem 17. Așa faceți acasă ieșițile, așa le compuneți. 23 plus 59. 17 cu 23 odată, se vede foarte repede că face cât? 10. 3, 40. Adică, da, 40. 40 odată. Da. Și cu 100, 140. Și cu 59, 199, nu? 199. Și vine 199. Minus. 19, minus 47, doamna, minus 60. Doamna, profesorul, trebuie rezultatul. Minus A, egal cu? Păi, nu... Gândește aici cum se face rezultatul. Am făcut. Uite, dar îmi trebuie un rezultat. Ți-l dau o dată. E egal cu semn de întrebare. Scriem 0, facem 100... Prima scădere, da? Așa. Gândește și la altă metodă aici. 199 minus 19 face 100 cât? 180 minus 47 minus 60 minus A egal cu se dă întrebare și vedeți, o punem din nou. Și zicem 180 minus 47 acum? Minus 4, după profesor? Da. 180 minus 40, 10 minus 7, 3. Da. Am împrumutat deja de acolo. 7 din 4 minus 7, 3. Da. Și 100. Și 100, 133. Minus 60. Minus 60. Minus A. Egal cu. Și 133 minus 60. Poți să chiar dobrăvățor? Zi. 3 minus 0, 3. Da. Împrumut la 1. 73. 73 minus A. Egal cu 63. Adică până acum ești rezultatul. Egal cu 63. A, pentru că scădem, da, ok, gata, deci, acum completăm ieșițul. 63, 63, 63, 63 și 63. Iată cum am completat ieșițul. Deci este... La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Hai, hai, hai! Și fericire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, domnul profesor, să sănătoși, să vă ocupați tot timpul să aveți grijă de ai noștri, de toți copiii. La mulți ani. La mulți ani. Nu v-am pus un da, uitați-vă ce scrie mesajul de pe tot, domn profesor, să-l arătăm și la cameră. Ce? Îl iubim pe prof online. Ai, asta trebuie să-l arăta asta în cameră. Super. Cameră, uite-te aici. La mulți ani și îl iubim pe prof online.
Trebuie să vadă camera asta, așa, domnul profesor. Este superb. Mai jos, domnul profesor, nu se vede? Nu, ridic eu. Dați-l puțin mai așa, se vede așa, acolo, da? Pe proful online, se vede, uitați ce frumos. Excepțional, excepțional. Abia, cum să vă spun, cu tot dragul, nu merită așa să vă spun. Ei, cum să atâta nu, cu dragul și atâta puțin, dar bucurii care mi-o produceți voi acum. Eu n-am drag visat la așa ceva. Noi cu mult drag. Așa ne-am mobilizat să fiți sănătos, domnul Lumea și ca domnul profesor. Domnul profesor, mai aveți un cadou aici. Încă dată vă mulțumesc pentru așa. Și nu știți voi ce se întâmplă. Este, fără să exagerez, chiar un lucru minunat care se întâmplă în România. Aici, în colțul ăsta, în Bacău, se întâmplă un lucru pe care poate nimeni nu l-a visat. Faptul că noi suntem aici și producem lecții pe care le pot vedea toți cei care de aici încolo vor privi pe internet și Doamne ajută să fie cât mai mulți, acest lucru este un lucru de excepție. Vreau să spun că erau așa de impresionați și de emoționați copiii, aveam să fie emoționați. Acum, ca să uite, să vă cânte, să... Eu am văzut că am rămas singur. Mă uitam, vorbeam singur. Eu ieșit să mai fac, mi s-o propus, zice, eu vreau să mai faceți încă o ieșiță. Să mai faceți, da. A ieșit fierul, domn profesor, ceva ne-am decablat. Da, l-am decablat aici. Nu, lăsați să vorbim. Să facem încă un film? Să mai facem. La mulți ani, domn profesor! Mulțumesc frumos! Și facem cât de curând și la clasa a doua, nu? La doua ești tu? Da! Dacă Bunul Dumnezeu îmi gândește și îmi dă forțe și putere, am să faci pentru clasa a doua. Da? Că trebuie să... Ca, obiectivul meu e să prindă 1-4, cât mai se poate acum. Și să merg în continuare cu ăla a șaptea pe care i-am în continuare. Totul depinde de Bunul Dumnezeu care sunt. Doamne ajută, domn profesor, oprim lecția cu a da, ta? Da, da, da. La revedere! La revedere!